familie îndoliată, iubiți frați și dragi ascultători, am vrea și în locul acesta să păstrăm câteva momente de liniște, când să ne întoarcem încă o dată inimile noastre spre Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Cel care ne poate da ajutor și mângăiere și în fața unui mormânt deschis este Dumnezeu, am vrea să ne unim în rugăciune și să cerem binecuvântarea, ajutorul și mângăierea celui preanalt. Plecăm inimile și fratele Ghiță Greciuc ne va conduce în rugăciune cu voce tare înaintea lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne închinăm înaintea ta și te lăudăm pentru că prin Domnul Iisus Hristos ne-ai dat o nădejde. Te lăudăm pentru că ne-ai ajutat, Doamne, și în această situație de durere în familia Gavrilovici și ai fost cu noi în călătoria de la biserică până aici. Dorim să-ți binecuvântez în continuare cuvântul tău să fie plin de mângâiere, de speranță, cu nădejdea că într-o zi ne vom bucura cu tine în slavă. Până atunci te lăudăm pentru că ne vei ajuta să fim credincioși legământului pe care l-am făcut. Binecuvintează încă o dată familia îndurerată, binecuvintează Biserica Maranata și toate celelalte biserici care sunt din dragoste, Doamne, alături de cei în suferință. Te binecuvântăm și te lăudăm pentru că ne-ai dat o nădejde vie și vrem să fim în această nădejde ascultători de tine, împlinitori de cuvântul tău și în toate spunem și în situația aceasta, facă-se sfântă voia ta. Amin. Dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet. Trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor peri și trupurile cerese vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. Amin. Amin. Scumpă familie îndoliată, iubiți frați și dragi ascultători, iată-ne acum, după 19 ani de zile, în aceeași zi a 28-a lunii octombrie, suntem încă o dată în locul acesta. Dumnezeu a rânduit acum 19 ani să fim în locul acesta unde am condus pe soțul sorei Veta. L-am condus pe fratele Ghiță aici în locul de odihnă. După 19 ani de văduvie, după 3 ani și jumătate de durere, iată și locul rămas gol se ocupă astăzi. Dar în locul acesta e coborât doar trupul, partea fizică. Și dacă aici soțul și soția odihnesc împreună și așteaptă ziua Marei Învieri, noi știm că ei sunt împreună acum în Împărăția lui Dumnezeu. Într-una din vizitele pe care le-am făcut în familia Gavrilovici, într-un moment greu de încercare, sora Veta abia mai reușea să comunice și am spus, sora Veta, veți ajunge să vă întâlniți cu fratele Ghiță. Ea a deschis ochii și a spus, abia aștept. Dar uitați-vă, rând pe rând, fiecare la rândul cetei noastre, părăsim lumea aceasta, ne întoarcem în țărâna din care am fost luați, dar știm că în locul acesta vine numai țărâna. Sufletul celor credincioși se întoarce înapoi la Dumnezeu. De aceea, în aceste momente, noi care ascultăm Evanghelia încă o dată în locul acesta,
Aș vrea din pasajul care l-am auzit citindu-se să auzim câteva mărturii deosebite. Cea din tâi este un mesaj de veste bună. Da? Și în fața unui mormânt deschis, Dumnezeu are pentru noi un mesaj de veste bună. Și anume, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui. Domnul are îndelungă răbdare pentru fiecare dintre noi. Și Domnul nu dorește moartea nici unuia dintre păcătoși, ci toți să vină la pocăință. Ce mângâiere! Cât de mulțumitori ar trebui să fim noi lui Dumnezeu, că ne-a mai lăsat încă ziua de astăzi, care poate să fie o zi de pocăință. E o zi a îndelungei răbdării a lui Dumnezeu, care pentru noi înseamnă har, care pentru noi înseamnă oportunitate de a ne întoarce la Dumnezeu. Și zic ca Dumnezeu să ne învrednicească, să nu pierdem această ocazie. Sfânta Scriptură ne spune, astăzi dacă auziți glasul lui Dumnezeu, nu vă împetriți inimile, fiindcă mâine s-ar putea să fie prea târziu. Mă rog ca Domnul să ne ajute să luăm aminte la mesajul de veste bună. Dar apoi, în textul acesta este un mesaj de atenționare, de mare atenționare. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet și trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Va veni o zi a judecății lui Dumnezeu. Și Sfânta Scriptură spune, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. De aceea, fiindcă ziua mâniei lui Dumnezeu este aproape, mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să știm să ne pregătim pentru ziua aceea deosebită, pentru ca nu cumva să ajungem sub judecata lui Dumnezeu. Uitați-vă câte semne ne arată nouă astăzi că venirea Domnului este aproape, este chiar la uși. Atâtea cutremure, parcă mai mult ca oricând pământul se clatină. Atâtea conflicte, atâtea tensiuni, atâtea semne în natură, în univers. Toate acestea ne arată că ziua aceea a judecății lui Dumnezeu asupra pământului și a întregii existențe este aproape. Mesaj de veste bună și mesaj de atenționare. Mă rog ca Domnul să ne ajute să luăm aminte. Dar uitați-vă încă un mesaj. Un mesaj de provocare. Și anume, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Prea iubiților, spune Apostolul Petru, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Am fost la acest serviciu ocazional de mormântare și personal vreau să vă spun, sunt mângâiat de faptul că ați rămas alături de familie până la capătul acestei slujiri și mă rog ca Domnul să vă răsplătească jertfa aceasta. Dar știți ce se întâmplă? Se încheie slujba, serviciul ocazional de mormântare. Am încheiat jertfa ce am depus-o, arătându-ne dragostea noastră pentru familie. Ne întoarcem la casele noastre și uităm parcă. Zilele trec și uităm ce s-a întâmplat. Cuvântul ne spune, siliți-vă! Oamenii silesc să strângă acum recolta, să o pună la adăpost pentru iarnă. Alții silesc pentru ca să dea curs împlinirii poftelor și a păcatelor lor. Sunt oameni care beau nelegiuirea ca apa în momentul acesta când judecata lui Dumnezeu e aproape să vină. Provocarea cuvântului lui Dumnezeu pentru noi este să ne silim, să fim găsiți înaintea lui Dumnezeu, fără prihană, fără vină
și în pace și zic, Doamne, ajută-ne! Mă opresc aici, dar să nu uităm, și în fața mormântului Dumnezeu are pentru noi o veste bună. Domnul nu întârzie și are îndelungă răbdare. Domnul ne atenționează că după o zi de durere urmează o zi a judecății. Să luăm aminte. Și dacă ne-a mai îngăduit viață în trupul nostru, provocarea cuvântului lui Dumnezeu este să facem ce este bine, ca la sfârșitul alergării noastre, când trupul se va întoarce înapoi în țărână și Duhul, sufletul la Dumnezeu care l-a dat, să fim găsiți fără prihană, fără vină și în pace. Amin. Am vrea să mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste momente, să ne rugăm încă o dată pentru familia îndoliată, să încheiem serviciul ocazional de înmormântare din locul acesta și fratele păstor Ionuța Mateiesei va încheia cu rugăciune. Doamne, ne închinăm înaintea. Ne închinăm și îți mulțumim pentru că Tu ești Tatăl nostru și mulțumim, Doamne, pentru că Tu ne-ai făcut și ai Tăi sunt. Doamne, lăudați. Amin. Vrem să-ți mulțumim pentru purtarea de grijă de până în prezent. Amin. Mulțumim, Doamne, pentru Duhul Tău cel Sfânt care ne l-ai dat ca mântuitor. Amin. Și vrem, Doamne, să-ți mulțumim pentru că și în ziua aceasta ne-ai vorbit și ne-ai dat învățătură. Doamne, amin. Ajută-ne să trăim după voia Ta, după amin. Cuvântul Tău. Doamne, te rugăm să binecuvântezi familiile îndoliate. Amin. Te rugăm pentru familia Gavrilovici în întregime. Revarsă binecuvântarea Ta peste fiecare suflet. Și, Doamne, ajută-ne să trăim în lumină, în ascultare. Cerem, Doamne, binecuvântarea Ta mai departe. Cerem călăuzirea Ta, cerem însoțirea Duhului Tău cel Sfânt și lăudat să fii prin orice slujire. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. Amin. Pentru că avem nădejdea învierii în aceste momente, sorei noastre care a plecat dintre noi, în momentul acesta când trupul se întoarce înapoi în locul din care a fost luat. Îi spunem la revedere cu aceleași cuvinte, iar tu, sora noastră, Veta, du-te, te vei odihni până la sfârșitul zilelor și te vei scula iarăși în partea ta de moștenire. Amin. Dorind mângâierea lui Dumnezeu pentru familia îndoliată, în timp ce fanfara va lăuda pe Domnul cu o nouă cântare, sicriul va fi pregătit pentru a fi coborât în mormânt.
Familie, vă mulțumim încă o dată pentru că ați fost alături de cei care trăiesc clipele despărțirii. Ne rugăm ca Dumnezeu să mângăie și să binecuvinteze familia Gavrilovici. În același timp, mulțumim celor care ne-au slujit, fanfarei, și ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune ce am auzit să împlinim, pentru că atunci când vom trece din mijlocul lumii, să avem bucuria să ne întâlnim cu cei ce l-au urmat pe Domnul și cu Domnul Iisus. Amin. Vă încredințăm în brațul lui Dumnezeu și Dumnezeu să vă răsplătească jertfa ce ați făcut-o pentru El.